plecat în Statele Unite ale Americii, chiar dacă nici măcar nu știa limba engleză și a ajuns regizor de film. Este vorba despre pământeanca noastră din Cahul, Natalia Curea, care la numai 33 de ani are deja în palmaresul său profesional numeroase premii câștigate cu primul său film, Jump. Iar acum aceasta își propune să realizeze o peliculă acasă. Ce teme va aborda, pe cine vrea în rolurile principale și când va avea loc castingul, aflați astăzi la ora 19:30, urmărind emisiunea Moldova la pachet, realizată de colega noastră Dorina Macarici. Natalia Curea era studentă la Facultatea de Jurnalism atunci când a decis să plece în Statele Unite ale Americii printr-un program studențesc pentru o perioadă de 3 luni. Început să fac regie absolut întâmplător. Văzusem un anunț în cadrul unei universități de acolo, din Manhattan, la New York, unde se selectau 25 de aplicanți. Cumva acest anunț mi-a trezit interesul și mi-am descoperit vocația. Natalia a decis să aplice, deși nu avea habar cum se face un film. Cu toate acestea, producția a fost una dintre cele mai bune, astfel că tânăra a fost selectată pentru a face regie timp de 4 ani. Cumpărat o cameră simplă, video record, pe un tripod. Era un film fără dialog, așa, cu doi actori. Nici nu erau actori, de fapt, erau niște prieteni. Nu, la vremea aceea nu aveam idee unde să găsesc actorii, cum se face casting. Am făcut totul din intuiție. Primul său film, Jump, pe care l-a realizat imediat după ce a absolvit facultatea, a câștigat la New York premiul pentru cel mai bun film și cel mai bun regizor la categoria dramă. În Italia, Franța și Anglia a primit premiul de cel mai bun film la categoria scurtmetraje, iar în Berlin premiul publicului. Natalia își propune în următorii 2 ani să filmeze în Cahul mai multe producții cinematografice, scopul cărora ar fi să le schimbe oamenilor percepția asupra vieții. Întotdeauna mi-am dorit să fac ceva pentru țara noastră, să contribui cu ceva societății noastre. Din anii 90, femeile erau traficate și până la urmă tot ele erau blamate. Deci asta ar fi o percepție pe care ar trebui să o schimbăm. Actorii din Cahul spun că așteaptă nerăbdători ziua castingului, mai ales că, afirmă ei, alegerea nu este prea mare în zona lor de activitate, iar salariile mici îi fac pe mulți să plece peste hotare chiar și după 10 de ani munciți la teatru. Artiștii spun că leafa lunară este de aproximativ 5.000 de lei. Salariul, într-adevăr, este mic. După ce se dau, adică în Parlament, se gândesc cum să împartă bugetul, cultura este pe ultimul loc. Oamenii inteligenți nu trebuie să fie apreciați. Mai bine așa, știți cum, ca să mai puțin. Am avut gânduri de plecare de multe ori, pentru că cumva cultura nu este apreciată, pentru că e o cenușăreasă în societatea noastră. M-am supărat atunci când am auzit că când s-a făcut legea salarizării s-a uitat de cultură, ca să-și amintească pe urmă cumva de noi. Nu și-au mintit destul, noi încă suntem cu salarii mici, dar rezistăm pentru că probabil suntem niște entuziaști nebune. Natalia și-a propus să organizeze castinguri în mai multe orașe din țară, iar bugetul pentru un film pe care îl va realiza în Moldova l-a estimat la $1.000.000. Anterior, ministrul culturii, Sergiu Prodan, citat de Infoprimneo, spunea că una dintre prioritățile instituției este crearea unui fond al culturii și majorarea din acest an a salariilor angajaților din domeniu.